acum căutăm salamul care eu nu-l găsesc deloc. Iar acum să vă prezint. Nici de trolebus nu ne ajunge. Haideți să vedem, poate să iau așa, pentru mine, doar pentru mine. Eu dacă vă aduc tare greu cu calculatul. Om, așa de frumos, stai pe nici tu. Hai să întrebăm ca ultimii sărăși și care e cea mai ieftină carne. Asta e Jasmina. Ajunge. Alo, mamica? Nu cumpărăm nimic. Hai veniți la mine în ospiție, eu aici am de toate. Salutare! Astăzi facem picnic de 50 lei versus 500 de lei. Vom fi 3 participanți. Și fiecare din noi va trebui să cumpere ingrediente de 50, 200 sau 500 de lei și să-l cătuiască cu aceasta un picnic. Nu suntem 2 participanți, dar trebuie să fim 3. Mergem să luăm pe Stas și apoi intrăm în magazin. Da. Deci am ajuns la magazin și haide să vedem fiecare de câți bani își va cumpăra produsele pentru picnic. Jasmina, tu vei fi prima. Îți dăm ție întâietate. 50 de lei. 500, 500, 500. Nu, nu, 500, nu cred. Opriți-te, opriți. Nu! Nu cred. 200. Hai că e bun. 200. E bun. Deci, Stas, nu putem nici mai rotim. 500 mie și 50 ție. Nu, nu, nu. Nu? Ok. Hai. 500 minus 0. Este! Nu cred. Yes! Și evident, atunci mie îmi revin 500 lei, am spus eu. De fapt e normal. După cum ați înțeles, avem 3 sume. 50, 200 și 500. Să mergem la magazin. Pentru toate cumpărăturile avem doar 15 minute. Să mergem. Deci, timpul începe acum. Deci, începem cumpărăturile. Eu am 200 de lei și mie pare că e normal. Nici nu prea mult, nici nu prea puțin. Așa e că e bine. Eu mai înainte mă gândesc să cumpăr mâncare, apoi băuturi și poate ceva de distracție dacă să-mi ajungă bani. Vreau să spun că noi nu vom lua carne pentru Figaro și ceva de marinat care trebuie să te gătit. Pentru că nu avem grătarul cu noi, nu avem alte chestii. Așa că luăm ceva care este repede de gătit. Hai să vedem ce putem, logic, să cumpărăm noi 50 de lei, adică suntem pe sărăcia sărăciilor. Deci, eu m-am gândit să fac niște tartine la picnicul meu. Să iau pâine mai întâi, după aceea trebuie să iau ceva salam și poate și cașcaval. Și poate să iau ceva desert, ca de exemplu croissant sau altceva. Acum căutăm pâine. Și iată cât costă pâine. 6 lei și fac 25. Super. Luăm pâinea și plecăm mai departe. Știi ce interesant? Că mie mi-a căzut 500 lei și eu coșul acesta micuț. Iată cu acesta. Iar Stas, care i-a căzut 50 de lei, el este cu coșul cel mare. Dacă mă întâi la un suc de asta mai sam, mai bun. Naturală, băutură cu suc. Păi, nu-i scris de care, hai să nu... Ok, mai departe. Trebuie să găsim salamul, eu nu știu. În primul rând, unde totul este, în al doilea rând, este puțin timp. Mi-am observat cât timpul merge. Trebuie să luăm ceva. Eu vreau să iau pâine, salam, cașcaval, ceva de băut. Hai să facem. Căutăm. Un puișor grill. Wow. E călduț. Aici este mai reci. Este cel mai călduț. Bănuiesc că suflă de aici, nu știu. Mă gândesc să-l luăm. El este gata, pregătit. Pot? Deci, am luat și poamă. Așa. Și cărniță. Un litru. 18 lei. E bun. Hai că luăm unul. Am luat aici un suc. Mai departe. Luăm ceva de mâncare. Mie îmi trebuie cașcaval. Eu cred că acest cașcaval va fi super. Acum căutăm salamul care eu nu-l găsesc deloc.
L-am văzut pe Stas, sărmanul. De 50 lei, nu știu ce oare va lua el. Eu mi-am luat carne, mi-am luat struguri și mi-am luat pâine. Vreau să mai iau ceva. Niște legume. Din timpul nostru, deja, au trecut 2 minute. Noi în 2 minute trebuie să ne încredăm. Ok, hai că luăm ceva cașcaval sau pâine. Avem nevoie de pâine. Acesta va fi bun? Cum credeți? Asta poate fi bun. Cum credeți? Merge? Lăsăm bancana aici, un piculiț mai uităm și dacă nu găsim altceva, ne întoarcem și luăm acesta. Stau și mă gândesc că dacă am luat carne, atunci să luăm nu mai face sens eu. Să vedem ce legume sunt, aș lua niște roșii, niște castraveți și mai vedem ce este pe aici. Adică vă spun că ca 200 de lei, că sunt cărgat, adică e destul bani. Eu nu am, eu să recand din naiba. Ok, să încălăm doar carne și pâine, cred că e destul. Eu mă gândeam să iau acesta doar că eu n-am cuțit. Haideți să încă un pic să ne mai uităm. Eu zic să iau niște roșii așa, în caserole. Sunt micuțe, cherry. Și este mai ușor de mâncat. A, și apropo, să iau apă. Apă ca să putem spăla legumele acestea. Și avem încă mașină cuțit. Avem tocător sau cum, funduleț pe care taie legumele, fructele, carnea și așa mai departe. Și avem furculițe, farfurii. Și cred că vom putea face o masă așa pe cinste. 500 lei și poți să faci într-un magazin cu prețuri. Hârtia costă 33 de lei. Să nu avem numai 50 de lei, adică efectiv nu o să cumperi nimic. Totuși m-am gândit să iau acest salam, fiindcă altceva nu găsesc. Eu cred că o fi normal. Și gustos. Am luat și castraveți. Acum vreau să văd prețurile ca să știu de câți bani am aici, să nu trec limita de 500 de lei. Pâine! Avem aici pâine, 16 lei, luăm aici pâine. Ok, pâine și suc. Ok, 18 lei plus 16 lei, asta va fi undeva pe la vreo 30 și ceva de lei. Uitați-vă ce am găsit, așa o ciocolată, ciocolățel, și eu cred că va fi foarte bun pentru desert. Acum caut ceva pentru să mă distrez și dacă mai văd ceva bun ușor, o să mai iau. Mă uit la băuturi, mă gândesc să iau niște suc sau să iau ceva carbogazos. Voi ce ați lua? Scrieți în comentarii. Deci căutăm suc, eu am uitat cu totul de băutură. Fiindcă băutura asta tot e ceva important. Fiindcă pur și simplu să mănânci, o să fii prea uscat. Eu pot să iau și de ce e și de ce e. Cred că ideea e genială. Asta e jasmina. Da, nu te uita ce eu iau. Nici tu. Ceva carne, ca carne, dacă găsăm noi carne. Carne de cât bani? E, de 20 lei. 18 parcă. Și pâine 16. Care 5 lei unde? Dar da unde să mă uite eu așa ceva? Unde pâine, acolo? E că aici am intrat în zona de pâine, așa de cior. E ca așa, hai să vedem. Scoate noi pâinea asta de 15 lei. 15 lei, aruncăm înapoi. Vom ceva bun, ceva ieftin și bun. Fasole pâine. Tac, na. O, pâinea asta. Ok, hai că e bun. Eu un pachet de suc de miere. Și acum carbogazos. Și o sticlă așa. Vreau să fac niște calcule să văd dacă mă încadrez în 500 de lei. Eu am găsit aici așa bițișoare și ca desert o să meargă foarte mult și va fi foarte gustos. Acum, rapid, trebuie să mai caut încă ceva că se termină timpul. Deci avem un minut. Vreau să iau încă cașcaval. Cașcaval. Iată așa. Mă gândesc. Trebuie să fie gustos. Hop! A, și apă, repijor. M-a sunat, dar trebuie să iau apă, că altfel nu putem mânca. Ok, apă și la casă.
Hai să întrebăm ca ultimii sărăși, care e cea mai ieftină carne? 30 de carne, hai că am luat 30. Ok, hai să luăm. Cred, am să facem un calcul, vedem. 18 plus 122. Asta a fost 38. Nu ne ajunge. Deci, băutura am luat, mâncare tot și desert. Acum poate găsesc ceva pentru distracție, nu știu ce. Am venit să iau apă și mă gândesc să iau o sticlă mai mare, mai măricică. Va fi și pentru spălatul mâinilor și pentru spălatul legumelor. Găina nu o spălăm. Hai să iau așa. Sper să nu strivesc că e și nimic. Ok. O, uitați ce facem. Scoatem carnea. Asta e clar. Punem carnea înapoi. Nu cumpărăm nimic. Am intrat aici unde sunt zucării și mă gândesc ce să iau. Puzzle. Știți ce m-am gândit? Poate să iau o mingi de acesta gonflabil, micuță. Și o să fie fain. Deci după cum ne-am uitat că nu ne încadrăm în timp, am spus să scoatem limita aceasta de timp și să continuăm să cumpărăm totul până ne încadrăm în banii care nouă ne-au căzut. Ok, hai să facem în felul următor. Scoatem sucul. Îl punem aici, chiar aici. Chiar aici. Să facem în felul următor. Faslevim. Aici. Faslevim. Cum luăm o bucată carne, costă 40 lei. Zăm că luăm una 38. Efectiv, ne ajungem. Am găsit rechizite școlare. Știi ce m-a gândit? Pot să iau un caiet sau foi și să iau și niște creioane. Și pot să colorez. Bună idee, nu? Pentru aceste creioane cred că va merge. Da, iau aceste creioane și niște foi sau caietele. Eu am observat că Jasmina și-a luat ceva și distracții, așa că e ceva am observat. Și m-am gândit să iau și eu ceva. Hai să văd ce găsesc eu acolo. Mai am aproape 200 lei. Sunt pe sărăcia sărăciilă. Ne-am cumpărat așa, o bucată carne, care costă 42 de lei, o bucată pâine, care costă 6 lei. Exact, nu s-a mele, nu vă uitați la asta, că eu nu le știu. Așa, adică, ne rămâne câțiva lei la buzunar de trolebus, nici de trolebus nu ne ajunge. Adică, da. Ok, hai să vedem ce fac concurența noastră. Haideți de aici ceva. De exemplu, acest caietel care l-am luat costă 9 lei. Deci, eu ce am luat? Pâine, cașcaval și salată pentru tartine, suc, niște bățișoare dulci și ciocolată. Am luat un caiet și creioane pentru a desena și mi-e pare că eu tot am cumpărat. Nu, aproximativ, ia-ți venit. 38,15 și pâinea 6,50 lei. Deci 38,15 și 6,50 este 44 sunt rămâne acolo. Și 65. Hai, poate găsim 5 lei și un pic. Un suc micuț. Hai că luăm un suc micuț. Da, că trebuie ceva de băut. Da, la jocuri n-am găsit nimic. Hai să mai caut ceva. Ah, știu. La puișorul acesta grill trebuiește morcov corean, cum îi spunem noi, și posibil smântână. Mi-am trebuit niște șervețele, numai decât dacă ne-am urdărit să mă aștept. Haideți să luăm acestea. Bun. Deci, eu tot am luat și pot să mă îndreac înspre casă. Eu puțin am greșit. Nu smântână trebuiește, dar maioneză sau ketchup. Hai să vedem unde sunt ele. După cum mi-aduc aminte, era aici. Da, este. Eu am uitat să-l duc. Wow! Mă opresc aici. Și apropo, sosuri diferite. Maioneză. Hai să vedea. Hai că am găsit noi pe o apă pe sărăcie. La 4,50 de bani. Let's go, hai! Sperăm că o să fim un picnic fain. Eu am socotit sumele toate și mi-a ieșit fix 198. Mi-a rămas 2 lei. Și eu m-am gândit poate să caut ceva la casă. Eu ne amintesc că un chupa-chups micuț costă 2 lei sau 1 leu și jumătate. Haideți să vedem, poate să iau așa, pentru mine, doar pentru mine.
voi lua, dar nu prea multe morcovi. S-o iau așa? Hai cu el așa. Uitați așa micuții gumițe, care costă 95 lei. Și calcule. Haideți să vedem încă o dată. Așa este până acum și după ce am cumpărat maioneza, plus 38 de lei, 40 de bani și mai am încă 133 de lei. Păi ce să mai cumpăr? Șervețele umede și șervețele uscate. Exact. Eu cred că iau una mentolată așa și una de haide, aceasta de afine sau de poamă. Eu așa două. Așa, de formă. Să-mi prospetez gura în loc de periuță de dinți. Asta este, dar nu știu de unde. Mai bine împărți. Nu pot să-i calculez pe eu. A, ia, 41,95 plus 41,95 și mai am mai puțin de 100 de lei. Iau șervețele acestea umede, 17,55. Ok, hai că acum să prospecăm la casă și să achităm ce am cumpărat. Deci eu am cumpărat totul și mergem acum spre casă. M-a sunat Jasmina că mă așteaptă la casă. Haide! Și noi am ajuns într-un loc foarte frumos și suntem gata să facem picnicul. Acum aranjăm puiaturile, da, și ceea ce am cumpărat punem pe ele și aranjăm frumos. Apoi începem a picnicui. În plus, cu toate produsele care le-am cumpărat, avem toți câte așa o pătură albastră. A mea așa mai frumoasă. Da, da, da. A mea mai frumoasă, știți de ce? Și mă copii. Pentru că un om așa de frumos stă pe tine. La mine mai frumos, pentru că la mine mai gustoasă mâncarea care stă pe ea. Așa, eu m-am încadrat în 50 lei și ne-am luat așa pâine, carne și un sticlă de apă și am mai aflat care am găsit o magazin. De 4 lei. Așa că am făcut aici niște sandwich-uri foarte frumoase. Preferatul meu. Hai, veniți la mine la spății, eu aici am de toate. Deci, eu am luat pâine, salam și cașcaval și s-a primit super tartină. Super am tartină. Șervețele umede, asta e cel mai important. Am luat suc de persic foarte gustos. Și la desert ciocolată și așa bițișoare și două gomițe. Dar încă am luat de distracție, dacă nu aia să fie trist, creioane și caiete în care putem să desenăm. Foarte bravo, Jasmina, mie îmi place. Eu vreau să gust din tartinile tale. Hai, luați. Vă place? M-am sărut pentru voi. Mie îmi place, Jasmina. Să nu fi fost mâncarea mea, eu cred că stăteam destul de bine lângă lac, într-o companie plăcută și cu așa mâncare, super, nu muream de foame. Iar acum să vă prezint, am vrut să spun masa mea, dar ce am eu aici pe păturiță? O masă foarte bună de picnic. Avem o găinușă la grill, ce e drept sărăcit un pic, am cașcaval, morcov corean, roșii și castraveți, maioneză pentru cărniță, pâine, struguri și biscuiți în ciocolată și arahide așa, când n-ai ce faci și vrei să mai ronțăiești ceva. Da. A, și din băuturi am carbogazoasă și suc. Asta e. Dar noi putem veni la tine la sucuri? Desigur, eu, uite, eu m-am pregătit cu multe pahare, eu aștept oaspezi, multe farfurii și furculeze, așa că veniți toți. Oh, salutare! Salut! Ce faceți? Eu vă urmăresc pe YouTube. Sunt fana voastră. Da? O, da. Vino la picnic cu noi. Haideți să vin cu voi la picnic? Da, da, serios. Da, ia și gustă. Wow, ce delicie aveți voi aici. Și pama mea preferată. Wow. O să noi și pe mamica să vii cu Meliza? Haideți! Hai, Costu. Alo, mamica? Noi facem aici un filmuleț și facem picnic. Și te invităm pe tine. Ia-o pe Melissa și veniți aici, în pădure, la lac. Ok? Hai că vă așteptăm. Ia privește, mami, am găsit. Hei! Wow! Ce mic ziceți, da? Da, și stați pe aici. Aha, hai pe acolo, bine. Sau aici. Wow, ce masă, bogată voi aveți. Da, ne-am stăruit.
Pentru toți? Victoria, dar tu ce faci acolo? Vino cu noi să mâncăm. Hai, lasă filmatul. Noi vrem să ne luăm rămas bun de la voi. Să nu uitați să dați like, să vă abonați. Și vă spunem pa, pa. Victoria, hai, ne-am place.